Salutare, prieteni! Astăzi vreau să facem un unboxing la un nou cooler de la Zalman. În cutie se poate găsi o pungă pentru protecție, hârtiile, încă o pungă de protecție și în sine cutia coolerului. Cu această ocazie le mulțumim celor de la PC Garage că mi-au trimis acest cooler. Așa. Deci coolerul este modelul CNPS10X Optima. Este un cooler relativ foarte bun și ok. Este undeva la prețul de 120 de lei. În cutie găsim prinderile. Văd că avem și o pastă termică de la, stați să focalizăm, de la Zalman, foarte bun. Backplate-ul, un manual de la producător pentru a ne arăta cum se instalează, oricum nu prea avem nevoie de el. Foarte, foarte bine ambalat. Aceasta este bestia, dacă îi pot spune așa, coolerul, cu 4 heatpipe-uri de aluminiu, nu de aluminiu, de alamă, pardon. Talpa foarte bine lustruită, după cum se vede. Foarte ok. Foarte, foarte ok. Îl punem aici să nu îl zgâriem. Și ventilatorul. Foarte mare, de 120 de mm, dacă nu mă înșel. Da? Voi reveni și cu un test asupra lui și cu un review în scurt timp.